Bun găsit! Sunt la școala din Banloc, la 50 de kilometri de Timișoara, 30 de kilometri de Moravița, în sud-vestul României. Școlile astea seamănă toate între ele, aceleași afișe pline de optimism, îndemnuri la învățătură. Însă, realitatea de aici e complet diferită față de cea din orașele mari, iar problemele apărute sunt uneori de neimaginat pentru noi. O să vă invit să cunoaștem o astfel de comunitate, dar mai ales să-i cunoaștem pe îngerii pentru suflete care îi ajută pe acești oameni. Haideți cu mine! Asociația Alexandrei Timar, Îngeri pentru Suflete, culege de ani buni scrisorile pentru Moș Crăciun. De asta sunt astăzi copiii în școală. Să scrie ce-și doresc, apoi oamenii de bine vor aduce cadourile. Dar dincolo de această joacă foarte serioasă, rolul asociației este altul. Toate statisticile arată că România are cea mai mare rată abandonului școlar din Europa și, oricât de greu de crezut vi s-ar părea, principalul motiv este că mulți dintre copiii de la țară nu au haine și rechizite. Ce este aici pe hol la școală? Care dintre voi știe? Spune! Dulapul magic. Dulapul magic. Pare de neimaginat pentru foarte multă lume care o să se uite acum la noi că astăzi, de fapt, unele dintre cele mai mari lipsuri pe care poți să le găsești în multe sate din România. Aș vrea să-ți citesc un mesaj, sau două, sau câte vrei, de la profesori din școlile unde am implementat și în alte școli, ca să, poate eu nu știu să exprim la fel de bine pentru că nu sunt veșnic acolo, dar cred că ei știu să ne spună mai bine. Dragi îngeri, este de la o învățătoare dragă mie, Naomi, cu care colaborăm tot așa de foarte mulți ani, este într-o zonă defavorizată din județul Arad și are mulți copii și cu diferite deficiențe, care veneau la școală pentru corn și lapte, iar mai apoi dispăreau. Acum copiii rămân la ore pentru că nu se mai simt complexați sau rușinați în comparație cu ceilalți colegi care au tot ce le trebuie, pentru că primesc și ei la fel. Dulăpiorul fermecat pe care îl avem în clasă, datorită vouă, ne ajută să depășim dificultăți peste care altădată ne era greu să trecem. Când nu am putut muta munții, voi ne-ați ajutat să-i urcăm. Mulți dintre copiii care beneficiază de rechizitele din dulăpior, atunci când închid ochii în inocența vârstei, visează să aibă părinți bogați. Voi, prin ceea ce faceți, sunteți părinții bogați și ai acestor copii. În România, 4 din 10 copii riscă să nu meargă la școală în această iarnă, iar 43% dintre ei sunt expuși sărăciei. Hainele, cărțile sau rechizitele fac diferență. Mergem acum să vizităm, să vezi cum arată o familie cu 3 copii de data asta, pe care noi îi sprijinim, cu diverse rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte. Cu ce au nevoie copii? Îngeri pentru Suflete și Asociația Semper Agape se luptă zilnic cu sărăcia, pentru că ea creează discriminare în forme pe care noi de multe ori nici nu le gândim. De când asociația noastră împreună cu Îngeri pentru Suflete colaborează, am oferit copiilor, tuturor copiilor cu nevoi, sprijin pentru a nu mai fi cu capul plecat atunci când li se cere un material sau un instrument de scris sau rechizitele necesare. Și automat este frustrant să știi că tu te chinui, dai și de la tine din buzunar, acum cu ajutorul celor de la Îngeri pentru Suflete și Profi, vom da mai puțin din buzunarul nostru pentru acești copii, dar este frustrant să știi că tu dai și de la nivel înalt primești prea puțin de multe ori. Ce vrei să te faci când o să fii mare? De să mă fac aia.